Doamnelor și domnilor consilieri, în dispoziția numărul 105 din 12 aprilie 2023, domnul primar Acumul Corbasca a convocat în ședință ordinară pe luna aprilie Consiliul Local Corbasca. La ordinea de zi inițial având 6 proiecte de hotărâri, după care au mai fost incluse încă 5 ca suplimentare, pentru care dăm cuvântul doamnei președinte de ședință. Da, vreau să începem cu proiectul 41, ca președinte, da. Și apoi dăm doamnei. Da. Domnilor consilieri, Hristos a înviat. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitația noastră de a participa la ședința ordinară a Consiliului Local de luna aprilie. Văzându-vă aici, m-am asigurat că sunteți bine sănătoși, că sărbătorile n-au lăsat, eu știu, urme pe cineva, ferească Dumnezeu, doar semne bune și mă bucur pentru acest lucru. Aș dori să ne permite să începem cu proiectul de hotărâre numărul 41, cu ordinea de zi de astăzi, privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local pentru următoarea perioadă, trimestrul 2, anului 2023. Am propus ca doamna Bucur să ocupe această funcție, motivat de faptul că este un consilier mai tânăr și gândesc eu că experiența asta o să o ajute să câștige încredere și să eu știu, dezvolte abilități în legătură cu conducerea de ședințe. Fiecare dintre dumneavoastră să treacă prin această postură. Deci dacă sunteți de acord cu propunerea noastră, vă rog să votați sau să respingeți. Mulțumesc în animitate. Doamna președintă, o să vă amânez acum ordinea de zi pe care vă rog să o prezentați și o supuneți spre aprobare Consiliul Local, după care intrăm în discuții. Hristos Andia. Proiectul de hotărâre numărul 42 privind aprobarea deviziului general actualizat la data de 1.3.2023 pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare drumului de interes local, Comuna Corbasca, județul Bacău. Am rugămintea ca telefoanele să le dați pe silențios. Proiect de hotărâre numărul 43 privind stabilirea nivelului costurilor anuale pentru susținerea persoanei cu handicap pentru anul 2023. Proiect de hotărâre numărul 44 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Mănăstiri Ortodoxei cu hramul Buna Vestire din sat Cogleț, Comuna Corbasca, județul Bacău. Proiect de hotărâre numărul 45 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Bisericii Ortodoxei cu hramul Izvorul Tămăduirii din satul Văcioiu, Comuna Corbasca, județul Bacău. Proiect de hotărâre numărul 46 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Bisericii Ortodoxei cu hramul din Sfântul Paraschiva din satul Mărvila, Comuna Corbasca, județul Bacău. Proiect de hotărâre numărul 47 privind respingerea modificării, ajustării tarifelor propuse de către Sicil România Rompres, Service S, de către UAT, urile membre parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale din județul Bacău, numărul 180, 2.970. Proiect de hotărâre numărul 48, privind aprobarea programului de gospodărire a localității Corbasca pentru anul 2023. Proiect de hotărâre numărul 49, privind aprobarea planului de asigurare a resurselor umane, materiale și financiare, necesării gestionării situațiilor de urgență al Comunei Corbasca pe anul 2023. Proiect de hotărâre numărul 50, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurării de la bugetul local al cheltuielilor pentru achiziționarea obiectivului de investiții, montare camere de supraveghere și sistem anti-infracții la sediul primăriei Comunei Corbasca. Proiect de hotărâre numărul 51, privind aprobarea alocării sumei de 3.500 lei lunar pentru susținerea financiară a doamnei Ivancea Maria către ONG Acoperământul Bunicilor Sascut, județul Bacău.
Și pe despre aprobarea ordinarului. Spre aprobarea a proiectelor de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumim, doamna președinte. Emoțiile bat pe vina, nu mai lasă. Fiind pentru prima vară, da. Nu am nicio problemă. Da. Dacă ne dați voie să-i dăm în ordine de zi, să explicăm conținutul proiectelor de hotărâre. Proiectul numărul 42, aducem dezbaterea lucrărilor Consiliului, aprobarea deciziului general actualizat la data de 1.3.2023 pentru realizarea obiectivelor de investiții, modernizare drumului de interes local în Comuna Corbasca, județul Bacău. Cunoașteți cu toții că este vorba despre o lucrare care a ajuns în faza de recepție la terminarea lucrărilor, fapt pentru care a fost nevoie de actualizarea devizului, așa încât în momentul în care se face recepție, se poate fi făcută plata finală către executant, da? Și atunci se analizează ce înseamnă notii de renunțare. Sunt lucruri care duc plate în direcția încheierii adițional cu Ministerul Dezvoltării, care conform ordonanțelor în vigoare, ordonanțelor de guvern, vor veni pentru suplimentare cu sume la închiderea acestei lucrări. Deci nu obligă Comuna Corbasca la nicio plată. Dacă aveți să vă duceți în istorie și să vedeți începuturile acestei lucrări, partea noastră de cofinanțare era undeva la 3 milioane și ceva de lei, cred. Astăzi, Comuna Corbasca la buget local are doar 391.000. Asta înseamnă o reducere a cheltuielilor Comunei Corbasca cu 3 milioane, cel puțin 3 milioane de la buget local. Dacă să înțelegeți despre ce e vorba. S-au făcut economii. Ministerul Dezvoltării a venit cu fonduri suplimentare și au fost alocați acestui obiectiv de investiții, așa încât astăzi, la sfârșitul lucrărilor, de la bugetul local au fost deplătit doar 391.000. Cred că de aici vor fi scăzute și cheltuieli de proiectare. Nu mai pot să vă dau informații pe care nu le am astăzi, dar o să verific și o să stabilim ulterior. Cred că și finanțarea asta, plata proiectării intră în, a fost a noastră, a fost la capitolul neeligibil. Proiectul de hotărâre numărul 43 privind stabilirea nivelului costurilor anuale pentru susținerea persoanei cu handicap pentru anul 2023. Știți foarte bine că avem un număr destul de mare de cetățeni ai comunei care sunt în nevoi sociale și care sunt internați în spitale cu specialități pentru fiecare, spitale care trebuiesc, știu eu, onorate cu plată lunară pentru acest gen de servicii furnizate. O parte din susținerea persoanelor cu handicap vine din partea Consiliului Județean, cea mai mare parte, partea noastră de plată este una mică, care trebuie șablonată pe luni, și dumneavoastră acolo în documentații, că sunt toate documentele care cu adresele Consiliului Județean, cu hotărârile dumneavoastră care au aprobat înaintea noastră susținerea acestor costuri. Sigur că vine și obligația noastră de a accepta. Am mai avut în istorie povestea asta în care Consiliul Județean ne-au dat sume și noi n-am fost în stare să le plătim furnizorilor de servicii sociale. Mai mult decât atât, am dat în judecată de Consiliul Județean că de cine au dat bani. Înțeles că am pierdut hotărârea aia, timp în care datoriile noastre către furnizorii de servicii sociale se ridicau la o sumă importante, care generau dobânzi de vreo 7.000 de lei lunar. Și n-ar vrea să mai trăim lucruri de astea, pentru că fac parte din istoria neagră a comunei și nu vreau să... Proiectul numărul 44, privind acordarea unui sprijin financiar de bugetul local al comunei, Mănăstirii Ortodoxe Guraului Buna Vestire, în satul Progres, Comuna Corbasca. Cred că vă aduceți aminte, ianuarie sau când am aprobat bugetul local, în bugetul local au fost sume alocate sprijinirii cultelor religioase conform legii,
bani în buget fiind solicitările celor trei obiective de cult sunt imperioase, au venit oamenii cu argumentări, au fost, normal, au fost bugetate, vor fi bugetate în trimestrul 2, celelalte vor fi în trimestrul 3, pentru că am hotărât cu compartimentul de contabilitate să dăm banii oamenilor mai repede, așa încât să poată să cheltuiască banii în perioada în care timpul le permite ca să execute lucrări specifice acolo unde este nevoie, da? Mănăstirea Pogleț vine și schimbă acoperișul acolo cu chiliilor. Dacă vă duceți acolo să vedeți că lucrarea deja este începută, au venit cu facturi pro forma, au venit cu materiale, au venit cu tot ce trebuie și noi nu putem să facem decât să le sprijinim așa cum am promis și am acceptat prin bugetul local aprobat. Proiectul numărul 45, privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Bisericii Ortodoxe din Ramul Izvorul Tămâmbirii din satul Baciui, Comuna Corbasca. La fel de bine știți că anul trecut au fost alocate sume și a început lucrarea de pictare, de pictură interioară în Biserica Baciuiu. O să continue anul ăsta cu aceeași sumă care a fost anul trecut repartizată, respectiv 100.000 de lei. Contractul este în vigoare, el avea 60 de luni, parcă nu mai știu exact ce valabilitate avea. Prețul rămâne același, suprafața pe care o să o acopere lucrările de pictură, propunesc că o să fie identică cu cea de anul trecut, având în vedere că prețurile nu s-au modificat în contractul pe care pomenim. Pe această cale rog consilierii din Baciuiu să facă front comun cu mine și să luăm legătura cu consătenii dumneavoastră și cu consătenii noștri, să procedem la adunare de bani de fonduri suplimentare, pentru că vor trebui iarăși achiziționate, eu știu, câine, var, materiale specifice pentru lucrările care urmează să desfășoare acolo și o să ne întâlnim să discutăm lucrurile astea. Proiectul de hotărâre numărul 46, privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Bisericii Ortodoxe cu Ramul Sfânta Parascheva de satul Marvila, Comuna Corvasca, județul Bacău, au cerut 65.000 de lei, au fost aprobați prin bugetul local aprobat 65.000 de lei pentru lucrări de refacere a picturii și reparații la pardoseală. La fel au venit cu documente justificative, au venit cu tot ce au de făcut. Proiectul numărul 47 este un pic atipic pentru că respingerile astea de regulă nu sună bine, nu sună bine pentru nimeni, nici măcar pentru noi care le dăm curs aici. Dar sunt argumentate și o să vă explic despre ce e vorba. Este un proiect de hotărâre care, eu știu, are ca și obiect respingerea modificării, respectiv ajustării tarifelor propuse de SCE compania Rompres Servis de către toate OAT-urile concesionare pentru delegarea gestiunii de colectarea deșeurilor. Dumnealor, domnii prestatori, au un contract și ca toate contractele civile au și clauze. Sigur că da, ei profită de anumite clauze din contract, dar nu țin cont de termenele la care legea ne dă voie ca să facem solicitări de ajustare, respectiv luna decembrie anului în curs. Nu pot să vin în aprilie să-mi aduc aminte că n-am făcut un lucru pe care trebuie să-l fac în decembrie, pentru că nu mai e fondat. Și atunci Consiliul Director al ADIS vine și sancționează. Și noi, dacă suntem membri ADIS, sigur că trebuie să raliem la punctul lor de vedere și o să fie o adunare generală în care o să voteze. Noastră, practic, prin această hotărâre, mandatați primarul să meargă să voteze pentru respingerea acestei solicitări. Motivat de faptul că, în primul rând, nu este legală. În termen legal nu se mai poate discuta astăzi despre o modificare a ajustării. Îți permiți să treci peste perioada în care să depun solicitările astea, îți asumi să continui să prestezi la același preț. Punct, fără niciun fel de comentariu. Mai ales că, la nivel de, eu știu, de organizație de ADIS, există o stare conflictuală cu prestatorul,
fiecare se străduiește acum să-i găsească celuilalt, știu eu, vreo șicană, drept pentru care să cotonogesc pe unde să prind. Ideea este că noi suntem în focul luptei și trebuie să accesăm la tot ce se întâmplă acolo, pentru că și noi suntem cei care putem suferi sau beneficia de anumite aspecte din contractul respectiv. Proiectul de hotărâre numărul 48, aprobarea programului de gospodărie a localității Corbasca pentru anul 2023. Domnul Blănaru, dacă sunteți drăguți, eu v-aș da dumneavoastră să faceți câteva referiri, că știu că ați lucrat la... Da? Să prezentați dumneavoastră aici, ca să nu fiu eu foarte succint. Și faceți dumneavoastră câteva referiri cu permisiunea colegilor. Dacă doriți acum, dacă după ce termină prezentarea... Da? E regulă. Proiectul de hotărâre numărul 49, privind aprobarea planului de asigurare a resurselor umane, materiale, financiare necesare gestionării situațiilor de urgență al Comunei Corbasca pentru anul 2023. Este o hotărâre care este necesară și ea trebuie adoptată, pentru că trebuie transmisă la prefectură și serviciului ăsta de situații de urgență județean. Dacă v-ați uitat în planul de asigurare, aici aveți să vedeți că la gradul de asigurare, la toate rubricile, figurăm cu 100%. Asta înseamnă că norma de dotare a serviciului este asigurată. Hotărârea, practic, vine ca să, eu știu, să fac o informare a cuiva care nu știa, dar am fost la o ședință la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și cu bucurie vă spun că am fost dați ca și exemplu de bună practică la Corbasca. Eu când am venit la primărie, poate să vă spun și domnul secretar, și exista ceva care se putea numi compartiment pentru situații de urgență, dar nu funcționa aproape nimic. Adică aveam două lopezi și un butun cu care dădeam după câini, că nu era spart și ăla și nu avea nicio... ușor, ușor am înaintat cu sprijinul de noastră care ați înțeles necesitatea investiției în acest gen de intervenții. Au înțeles și cetățenii, pentru că știți că avem acea taxă care de unii a fost blamată și contestată și răscontestată, taxa de protecție civilă, care ne ajută să finanțăm o parte din aceste dotări. Da? Și astăzi, la nivel de județul Bacău, despre Corbasca se vorbește laudativ. Și asta pentru mine este o cântare, pentru că până la urmă este recunoașterea muncii noastre, a tuturor. Da? Faptul că din bugetul local ne-am permis să ne achiziționăm și mașină de pompieri și tot ce avem acolo ca și dotări, absolut tot ce se cere conform legislației, și urmează să facem și acea remiză care o să arate foarte bine și o să vedeți de astăzi când să prezentăm proiectul cu tot ce o să conțină el, în Consiliul Local, zic eu că putem fi exemple și am fost dați exemple pentru toate OAT-urile care ne-au și-au rezervat dreptul de a ne suna să ne întrebe cum am procedat. O să ne dăm explicații fiecărui om care este interesat și o să explicăm că doar prin voință, zic eu, și prin dorința de a sprijini cetățenii, poți face multe lucruri. Dar trebuie să vrei și să fii lângă oameni, să înțelegi că nevoile lor sunt sociale tare. Și le-am mai spus eu acolo la ședință că nu cred că poate să fie un moment mai jenant decât acela în care, ferească Dumnezeu, într-o situație de urgență, nu ai cu ce interveni și te duci la om doar ca să-l vezi că suferă și atât. Sau să te duci să-i oprești curentul și să-l dai afară din casă să nu moară, ferească Dumnezeu. Mai mult de atât nu poți. Eu zic că toată lumea poate și un buget local își poate permite să investească în genul ăsta de compartiment, care este util din punctul meu de vedere și în asta zic că este și avem dreptate. Proiectul numărul 50 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice și asigurării la bugetul local, a cheltuielilor pentru achiziționarea obiectivelor de investiții, montare camere de supraveghere, sistem anti-efracții la sediul primăriei și mai e un sistem de
senzori, anti-incendiu, are o grămadă de lucruri, componente, v-ați putut uita în ofertă și ați văzut ce are în, în dotare acest sistem. E vorba de niște controle din partea jandarmeriei și a poliției, care vin și verifică modul în care este asigurată caseria, în primul rând, seiful, biroul secretarului, unde sunt documente cu regim special, arhiva, care reprezintă o valoare pentru orice entitate administrativă. Și noi, până la ora asta, nu avem nimic, doar aveam idei, știți? Ideile țin prima dată, a doua oară îți vin și îți dau oameni. Și oameni că sunt mari și așa zic, bă, adică să-ți dea 200 de milioane, mai bine investești 20 ceva de mii și îți termin toată treaba, ai și camere de supraveghere, curte, ai și tot ce trebuie, pe gol, fac oameni, mai vin, în jur, mai... Sunt probe pe care le poți folosi și atunci zic eu că pentru 20 și ceva de mii de lei, nu-i capătul lumii și zic că poate să contrabalanceze amenda în care putea să vină în... Este obligație legală. Absolut, sigur că da, mai. Și ultimul proiect de hotărâre, numărul 59, aș vrea să vă spun că doar în luna a patra suntem și deja suntem la proiectul numărul 59. Asta înseamnă că mai și muncim pe la posibil local pe aici, da? De regulă ne duceam ca la 80 și 90, 100 de hotărâri, dar n-am ajuns în luna a 6-a ca să avem 50. Deja avem 51 în luna a 4-a. Am avut bugetul aprobat. Da, și lucrul ăsta să vede, clar. Și nu trebuie. Da, e, vin din urmă. Am înțeles, da. Proiectul numărul 51 privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 3.500 lunar pentru susținerea financiară a doamnei Ivancea Maria către ONG acoperământul bunicilor din Sascut. Este un caz din satul Bacioiu. Eu l-am rugat pe domnul Tăbăcaru să facă și fotografii, că puteați să vă uitați în fotografiile alea și să... Era edificator, așa, să vedeți cam în ce situație a trăit o femeie din comuna noastră și am propus ca ea să fie internată neavând decât ajutor social, nu putea beneficia de mare asistență de internată la... Până mai avut noi persoane internate la, aici aproape de noi. Bugetul local poate să strângă și are, conform legii, are posibilitatea să finanțeze acest gen de servicii sociale, așa încât și femeia asta să aibă o sfârșire de viață demn, așa cum toată lumea care se numește om, cred că merită. Astea sunt proiectele de hotărâre. Vă prezintă domnul viceprimar programul de gospodărie și după care doamna președintă face înscriere pentru discuții și atunci mai dezvoltăm. Așa, după cum știți, în fiecare an, în aprilie, se supune spre aprobarea Consiliului Local programul de gospodărire al comunei. Anul acesta am încercat să punem planul acesta pe mai multe capitole, astfel încât să cuprindă marea majoritate a lucrurilor care trebuie făcute. În primul rând, este vorba de colectarea deșeurilor. Ați văzut, poate că ați trecut prin comună și ați văzut că deja am montat platformele de strângere a deșeurilor reciclabile. Avem 16 platforme așezate în satele componente ale comunei, care fiecare platformă este formată din 3 încăperi, unde se depun deșeurile reciclabile. Selectiv. Deci una pentru sticlă, una pentru metal și plastic și cealaltă pentru hârtie și carton. Știți foarte bine, comuna trebuie să ajungem la un procent de până la 50% din deșeuri, să avem deșeuri reciclabile. Astfel încât trebuie să îndeplinim acest procent, că dacă nu, garda de mediu vine și sancționează. Noi am primit anul trecut un avertisment, pentru că nu ajunsesem decât la
12,6% din cantitatea de deșeuri care am predat-o cu deșeuri reciclabile și am primit avertisment. Anul acesta la control, cred că stăm ceva mai bine, dar nu am ajuns la procentul care trebuie. De aceea s-au luat măsura ca să montăm aceste platforme astfel încât cetățenii să nu mai spună că nu avem unde depune deșeurile reciclabile selective. Sunt așezate în toate satele, astfel încât trebuie să lămurim cetățenii să ducă aceste deșeuri acolo unde trebuie. Domnule, dacă mașina vine de în fiecare săptămână și ia deșeul, de ce să-l dăm pe câmp? De ce să-l dăm pe râcă? De ce să-l dăm pe albiile râurilor și păraielor din comună? Atâta timp cât mașina trece săptămânal și ridică aceste deșeuri. Odată pe lună, în a doua miercure din lună, vin și ridică plasticul, hârtia, cartonul și metalul. Iar odată pe trimestru, ridică deșeurile de sticlă, deoarece acestea sunt mai puține și atunci mașina să nu vină degeaba. Așa că trebuie să încercăm să lămurim cetățenii să depună deșeurile acolo unde trebuie. Pentru că avem acum locuri care permit acest lucru. Până acum spunea că pe unde să le pune. Ei, uite, acum avem unde să le pune. Și trebuie să facem această propagandă, să transmitem în rândul cetățenilor acest mesaj. Domnule, decât să-l arunci pe câmp, nu mai bine îl pui acolo frumos, pentru că ajutăm și comuna astfel. Ajungem la procentul care trebuie și nu mai plătim o grămadă de bani. Plătim mai puțin. Reducând cantitatea de deșeuri municipale, să putem să micșorăm și prețul pentru deșeurile municipale. Dacă v-ați uitat prin acest program, având în vedere faptul că în curând vom termina și cu montarea camerelor de supraveghere, vom putea sancționa persoanele care fac ceea ce nu trebuie, da? Prin proba video. Eu am menționat aici că este o probă, proba video este o probă în vederea sancționării persoanelor care produc neajunsuri. Și dacă v-ați uitat, vedeți că amenzile, sancțiunile nu sunt așa de mici, de la 500 la 1000 de lei pentru persoanele fizice, abandonarea sau depozitarea deșeurilor în alte locuri decât cele care sunt permise, stabilite, da? Deci depozitarea deșeului de orice fel în afara platformelor se pedepsește cu 500-1000 de lei. Având camerele de supraveghere, putem vedea foarte bine cine iese cu căruța, cu mașina, cu deșeuri din sat și merge pe izlaz, acolo că e mai ușor să-l pun pe izlaz decât să-l duc la platforma de gunoi și să pun acolo sticla separat și toate celelalte. Sancțiunile sunt destul de mari, o să-l rog pe domnul primar, sau nu o să-l rog, o să fac un referat prin care în afară de dumnealui care este persoana autorizată și poate da amenzi, să mai însărcineze o persoană, eventual pe mine, că nu mi-e frică să dau amenzi la cetățeni, astfel încât să nu mai zică lumea, păi, dacă nu le dați amenzi, de-aia aruncă. Atunci trebuie să, dacă românul nu înțelege de vorbă bună, trebuie să fie pedepsit. Probabil că și în Occident, în primul rând, s-a respectat legea. Nu s-a respectat legea, au fost sancționați și atunci au fost învățați să respectă legea. Asta trebuie să facem și noi.
nu vrem să respectăm legea care e făcută pentru toată lumea, suportăm consecințele ca alta. Este foarte ușor, nu avem poliție locală ca să dea polițiști amenză și atunci, prin dispoziția domnului primar, o altă persoană decât dumnealui poate să sancționeze persoanele în cauză care cu ajutorul camerelor video vor fi depistate aruncând deșeurile în alte locuri decât cele permise. Cetățenii au și obligații. Prin această hotărâre pe care noi o luăm astăzi, au niște obligații. Domnule, porțiunea de drum din fața casei este responsabilitatea cetățeanului, nu a primăriei. Cetățeanul este obligat prin lege și prin hotărârea de guvern 92, este obligat să întrețină pe suprafața cât ține proprietatea lui, este obligat să întrețină curățenia, șanțurile, să le curețe, să vorbească gardul, să vorbească pomii, să facă tot ceea ce trebuie. Nu este vorba de comunism, era un lucru bun, era un lucru foarte bun. Știa omul că venea primarul și dacă nu făceai ce trebuia, te altuia de nu te vede. Nu te vede. Acum, cetățeanul este învățat să vină primarul să-i facă curat, că nu mai are obligații. Are obligații, conform legii. El este obligat să-și întrețină porțiunea de drum din fața locuinței și a proprietății. Și a proprietății. Deci, dacă are proprietate în câmp undeva la drum, este obligat și acolo să facă curat. Așa spune legea, nu noi. Așa spune legea. Iar toate astea, dacă nu se fac, se pedepsesc. Și pierzi 10-20 de oameni, dar câștigi pe ceilalți care văd și spun că e o hotărâre bună să le dai amenzi celor care nu respectă legea. Deci, zona de centru, mereu ne referim la zona de centru din comună, este de vineri seara până luni dimineața, să te ferească Dumnezeu ce e. Iar azi dimineața am trecut prin și am văzut că una din bănci este găurită cu bormașina. Un dobitoc, scuzați expresia, dar altfel nu poți să-l numești, da? A luat bormașina din mașină și a făcut găuri în bancă și a dat cu cuțitul și în centrala aia de la telefon. Asta este. Ăștia sunt tinerii din comuna Corbasca, asta este educația pe care tinerii din, unii dintre tineri din comuna Corbasca o au. Și atunci, cu ajutorul camerelor video, vom putea foarte ușor depista aceste persoane. Persoana o știm, urmează ca după ședință să facem o adresă către postul de poliție, să vedem ce vom putea face. Acest plan, după ce se ia hotărârea, eu îl pun și pe site, ca să-l vadă toată lumea și nu avem decât să trecem la respectarea lui, că avem, în afară de drepturi, avem și îndatoriri. Să nu mai așteptă lumea să vină primarul să-i facă curat în fața curții, în fața șanțului, în fața ogrăzii, că oamenii s-au dezobișnuit să mai facă curățenie. Nici în curtea lor unii nu-și fac. Și atunci trebuie să-i învățăm. Da, vă mulțumesc. Mulțumim și noi, domnul primar, pentru prezentare. Doamna președinte, dacă doriți să solicitați înscriere la cuvânt. Înscriere la cuvânt? Da. Cine dorește să se înscrie, să ia cuvântul? Făcule. Pune-mi o să spune.
În legătură cu planul ăsta, gospodăre, este foarte bun gândit. Dar eu aș mai avea o propunere. Omul, cred că selecția ar trebui să o facă acasă. El n-are cu ce să ducă sticla, metalele, cartonul și hârtia un singur tomberon. Dacă nu o să facem ceva în privința asta, selecția să facă acasă, el o să meargă să ducă tot în același loc, garantat. Deci, da. Ar trebui, cred că, niște coșuri de astea la fiecare. Unul verde, unul galben și unul, nu știu, albastru, ca omul de acasă să-și facă selecția, ori să ducă să... Nu s-a aprobat în Consiliul Local achiziționarea containerul. Nu știu, cred că hotărârea a fost cu... Da, ba da, ba da, ba da, cum sunt? Vedeleșel, doamne, o să... 1000 și ceva, poate. Bugetarii... Nu s-a ce tomberoane. Tomberoane, ce... Discursul acest bugetar a fost limitat, așa încât am proces să facem doar platformele în prima etapă, în momentul în care le rămânesc după rectificare. E ridicare resurse. Noi o să venim să completăm, să facem și asta, că... Bun, iar cu curățenia din fața porții, așa, într-adevăr, este normal, și normal ar fi. Ideea ce o să întâmple, dacă în fața, la fiecare poartă, sau mă rog, este diferența de șansă, la acostamentul, la care plin de pietriș, nisip și mai sunt resturi. O să aduni toată lumea de la fiecare poartă, să dau un exemplu, da? O să-și aduni tot murozul ăla, o să-l pună la deșeuri, așa, ăla are o greutate, da? O să-l dea la gunoi la menajer și astfel o să crească foarte, foarte tare kilogramele sau carele sunt transportate din Comuna Corbasca către... Dar nu mă întreabă, dacă mă întreabă, nu, acolo bagi un spoilerul și ai făcut curățenie și atât. Ai luat Buriana frumos și ocupați platformă. Bun, Buriana, Buriana, e pe șanț, da, între drumul și șanțul propriu-zis este un plan. Da, e porțiune, da. Acum lăsați-l din hai să spun. Și așa, ăla unii la rând, unii la rând, că pe ăla. Da. Da, e în regulă, am înțeles. Asta trebuie ca informare cetățenilor la pe site-ul instituției și anunțuri locale, în așa fel încât depozitarea deșeurilor reciclabile să se facă așa cum prevede legea și nu oricum. Atunci ne îngreunează nouă și ne fac de plătim și mărim taxele anual de nevine rău. Până la urmă, cetățeanul trebuie să înțeleagă că tot ce face, face doar și în ideea de a se proteja sau a se leza în contrapartidă pe el. Și dacă nu înțelegi că dând cantități mai grele decât le-ai dat până acum, o să-ți majoreze suma de la plata facturii de gunoi, dar trebuie să învățăm să înțelegem lucrurile astea, că atunci noi am mers și cu pliante prin sat, și mașina de gunoi a mers, au distribuit pliante. Nu le citește nimeni. În România, în ultima perioadă, din păcate, cred că de 20 de ani, sunt oameni care nu mai citesc ziua, dar... Acum, cum vedea, eu sper ca tot prin... Ca anunțurile să fie citite în Comuna Corbasca, primăria ar trebui să aibă un cont pe TikTok și atunci sigur le va citi. Da, da. Ne luăm goarne, dar... Toată lumea e acolo și acolo o să vadă. Ședințe, pe toată bună ar fi în biserici. Acolo, că acolo toată lumea voi așa. La Făcen, să știi că am reușit, eu, Doamne ajută, ca să conștientizăm populația, să mă arunce acolo lângă biserică cu noi și eu chiar mă bucur că trecut câteva luni de zile, zic că nu mai văd gunoi acolo. Da. O trebuie să luăm amendă pentru treaba asta și am zis, băi, fraților, de acum încolo, dacă amenda o iau în satul Făcen, o împărțim pe cap de locuitor acolo. Că nu e vina mea, că eu să... Chiar nu poți să stai de pândă la fiecare pârâu să vezi cine aruncă. Oare din sat, aruncă gunoi, o să venim cu inițiativă de asta să-și plătească amenda, nu? Eu zic că e corect până la urmă și eu ne zic că să plătească toată lumea din Comuna Corbasca pentru că la Băcei nu înțeleg. La noi le-am mințit să plătească amenda fiecare. Că l-a spus părică. Băi, zic, da. Domnul primar l-a pus părică, aveți grijă, că vă scrie pe foaie, faci 10 milioane amende. Dacă vă convine, dați-l în bază, vreau mă, faci da. E greu de... Că dacă e frică, că de părerea știu, nu mai...
domnul Pușcașu? Ababe Pușcașu, nu de dumneavoastră. Nu, nu. Dumnealui a spus după Mihai și... După cum ne uităm pe ordinea de zi care am aprobat astăzi, am constatat că o serie de proiecte sunt pregătute cu cheltuieli din bugetul local. În special, sumele care sunt alocate celor trei biserici, este o cheltuială din bugetul local. Suma acordată pentru întreținerea unei femei la azil, care la fel, tot din bugetul local. Asta înseamnă că trebuie oamenii să fie conștienți, să vină să achete impozitele la primărie și să nu aștepte să fie impulsionat din altă parte. Este o bucurie pentru noi, cei care respectăm legile, că se montează acele camere de luat vederi, ca să putem defista pe cei care încalcă legea și să fie sancționați după fapta care au făcut. De asemenea, este prevăzut o hotărâre de Consiliul Local privind modernizarea drumurilor locale din comun. Este un lucru foarte bun. Să continuăm modernizarea drumurilor locale, special la ulițe care tot punem balasturi și să ne trezim cu el pe vale. Dacă să pui balansul, să-i cheltui bani grei, mai bine facem proiecte pe fiecare uliță, fiecare drum local și să fie asfaltat în mod de cheltuit. Programul de gospodărâre este bine să fie comunicat pe site, pentru că omul trebuie să înțeleagă că și gospodăria trebuie întreținută în exteriorul ei și în interior. Noi avem o serie de gospodării, care, mai ales pe centrul satelor, sunt degradabile, mai avem începând la Corbasca, sunt celelalte sate, cu garduri jerămate, cu case neîntreținute și arată un lucru foarte urât la centrul satului, unde practic trec oameni și străini și locali și este bine să atenționăm pe aceste persoane și să-și refacă gardurile, să-și refacă grădina. Da. Privind asigurarea materialului pentru situații de urgență. Trebuie să vă orientați, să pregătiți remiza aia cu mașina de pompier, că se numește anumită. Aprovizionarea cu toate materialele care se cer și cer la nivel de județ pentru a ființa la nivelul comunii acest serviciu și exact tot ce am aprobat noi aici și au fost prevăzute proiecte de legi de către dumneavoastră să fie urmărite și realizate 100%. Mulțumesc și noi, domnul Pușcașu. Mai doream, domnul Abasi. Sunt de acord cu toate proiectele, în special pentru proiectul de asistență socială. Sunt foarte mulți oameni necăjiți. Deci eu lucrez cu oameni și văd despre ce vorba. Și este bine ca să fii sprijinit, în special bătrâni. În al doilea rând, mulțumim domnului primar pentru sprijinul acordat pentru parohia Margăla. Este un ajutor necesar, pentru că în ziua de astăzi preoții intervin
la oameni, la pensionari. Satul este îmbătrânit, satele, inclusiv Vâlcele, sunt îmbătrânite. Nu mai au de să dea îmbătrânire bani. Dar este un sprijin foarte, foarte mare pentru parohie. Iar în al treilea rând, bune. Ați aplasat alea două la Mărgâni la sus. Unul la biserică, unul la Costel Măcinic. Trebuia, în așa fel făcut, să fie unul mai încoace un pic. N-am avut unde să-l monta. Dar în centru acolo, aici, în fața magazinului la Nerv. Se putea monta acolo. Unde? Deci o să vină stația de autobuz și lângă trebuia montată. E distanță prea mare pentru un om bătrân să ducă de aici, din partea altă, tuma la biserică. Foarte mare. Asta nu înseamnă că ne oprim aici. Da. Doar un început care urmează să se întâmple. Să mai dezvolte. În caz dacă trimiteți astea puberele pentru selectare, nu e o problemă, că atunci, băi, vine mașina, știu, e să pui în față, da? Bun, încep să-și pun oamenii făina de grâu într-una, făina de mălai în altă. Nu o să ne încerc, nu mai. Și într-un numărător, asta e adevărul. Deci, încă o dată, vă mulțumesc pentru sprijinul acordat pentru parcurs. Asta, mă. Vă rugăm, îndrăzniți. Sunteți odihniți după Paște, acum puteți să aveți păreri. Și slavă Sfântului, sunt subiecte de... Mai obosit sunt un pic. La diverse se poate lua niște piatră de aici, de la Vrugeanu Vasile, din față, să iau cu căruța, să duc pe ulița aia, că avem niște găuri care-ți... Păi, vă ducem noi cu mașina, dacă trebuie. Păi, da, da. Da. Aveți numărul nostru de telefon, când sunt probleme, ne sunați fără discuții. Găsim noi o mașină de piatră în toată împărăția asta. Am înțeles. Da? Când aveți nevoie, dați-ne telefon, vă rezolvăm fără probleme. Mai dorește cineva? Domnul Irimia, tot erați așa, supărat, la început. No. Poate doriți să... No, pe nu mai pot. De ce aș fi supărat? Vorbea colegul Munteanu de ouă, ceva, nu știu ce spunea. Nu știu de ouă, de ce ai găsit? Dacă nu mai sunt flori de cuvânt, am să-i răspund domnului Pușcaș în legătură cu locuințele astea părăsite, abandonate. Că am încercat cu compartimentul de impozite și taxe locale să intervenim. Este foarte greu. Legislația, codul fiscal în speță ne dă posibilitatea să majorăm impozitul pe locuința respectivă de cred că până la 5 ori. Sau mai mult decât atât. Dar este foarte greu de luat legătura cu moștenitorii legali. Moștenitori legali înseamnă cei care au succesiunea dezbătută și care sunt răspunzători în fața legii. Ori dacă dumnealor nu și-au dezbătut succesiunea, e greu de aplicat. Am stat de vorbă și eu cu domnul consilier Covid și am disecat problema, să vedem cum putem interveni așa încât să nu fim contestați în contencios administrativ și să fie anulată dispoziția sau hotărârea pe care o să o luăm. Și urmează să găsim soluții. Nici nouă nu ne convine, nici mie. Lângă mine acolo am o pădure în devenire care o să fie foarte curând matură și o să adăpostească tot felul de viețuitoare pe care le găsim eu pe prispă, de păcate. Cierpi și toate minunile din lumea asta. La fel, în Scărișoara, centru impresărat cu clădiri din astea pe care nu le mai folosesc, oamenii bătrâni au murit și cei care sunt moștenitori nu mai vin sau știu din ce motive le lasă de izbeliște, nerespectând memoria părinților lor care au fost oameni gospodari. Sau au ajuns, eu știu, cumpărate fiind pe mâna unora care nu interesează, știu, sunt obligați. Vreau să facem evidență și să identificăm. Avem coțul ăsta la poliție cu familia Papa Dimitrofor, pe care nu îi poți găsi acolo. Nu știu ce o să întâmple, că oamenii ăștia sunt... Au venit odată acum 10 ani, că nu știu când au venit în sala de Consiliu aici. Și aveau pretenții mari, erau pe la București, pe la Consiliul ăsta de soluționare, pe averi, pe ce aveau ei și vreau și moară, vreau și... Vreau atât de multe lucruri încât noi eram mulțumiți că vor veni și vor face curățenie aici. Nu au mai venit deloc. De atunci, cine știe, s-a întâmplat. Fiecare familie are problemele ei. Nici noi nu putem intra, că eu aș băga pe cineva să curăț acolo vegetația aia, să... dar după aia te trezești când te faci obiectul unui proces, nu-ți vine să plângi, știi? Și mai ales
la specii de astea de oameni pretențioși, nu pot să... De mădre să ne luăm, nu? Da, o să discutăm și vedem ce se poate face. Da. Și toată lumea o să dea de la unul ca altul, că nu eu răspund, n-am, eu n-am nevoie și toți vom spune același. Dacă te bani, de ce te-ai băgat? Da. Avocatul să le cerem permisiunea, unul din ei poate să le dea permisiunea să-i să facem noi curățenii, să tăiem, să facem, să vorbim pomea, să arate într-un fel, repărăm gardul ăla, că nu-i nimeni, că arată rău tare, intrarea în comună și în sfârșit. Da, în rest, ce să vă spun, legat de gunoaie, v-am spus, trăim cu impresia că cineva vrea să facă rău. Și nu numai nouă, își fac rău singur, practic, știți, pentru că mă refer în primul rând la imaginea noastră ca și comună. Când intră cineva și vede pe o pășune frumoasă care înverzește acum așa o culoare de aia de-ți vine să te îmbie la o dină și la respirat aia curat, vezi unul care vine și plosc. În condiții în care, nu cu mult timp, am, înainte am fost și curățat, am făcut curățenie. Nu. Iarăși s-a dus la Bărcioie cu căruțoaică de gunoi, direct acolo, în iarba verde. Nu am norocul să-i prind, am zis, na, dacă prind unul de ala, iau calul și dau calul cap. Nu se mai poate, bă, eu m-am săturat de nu mai pot respira de lucrul ăsta. Bă, dar dacă am făcut atâta, bă, care respectă munca noastră, că tu n-ai fost să stai să faci decât mizerie. Respectă munca aia care a venit și a făcut, a igienizat locul ăla. Nici, bă, bag o fac în ciuda cuiva. Pe unde îi găsesc pe acolo, nu vă mai spun, imaginea cu țirile alea scoase în șanț, și acolo trebuie să intervenim, să găsim soluții, să asistăm problema asta. Nu poți să dai toate zoile într-un șanț care are altă menire. El trebuie să colecteze apele pluviale, nu zoile tale din casă sau mai rău de la baie, știi? Colegi fosta și dai drumul pe șanț noaptea când nu vede nimeni sau doar nu ceilalți care n-au altă treabă decât să te pândească pe tine. Foarte urât. Lucruri pe care vedeți trebuie să le regândim și cred că înființarea poliției locale și la Corbasca este un subiect absolut. Dă-le cu oamenilor să uite prin regiune și cum. Dar să cunosc cu lor. Că... Da. Dacă erau cu ori, erau horror. E greu și nu ușor de luptat în potriva acestui flagel. Oamenii înțeleg greu. Și cred că numai, din păcate, cred că numai sancțiunile și constrângerile vor face cumva posibil ca noi să câștigăm lupta cu gunoaiele astea. Ați văzut la Marvila ce depozit acolo. Ce. Oameni gospodari, oameni. La Scărișoara la fel, la Prohodul Domnului, mă trezesc cu telefoane că într-adevăr, să respectă obiceiuri și tradiții, sunt de acord cu lucrul ăsta, dar nu putem să facem un foc cu scătură din pădure. Ne apucăm să dăm foc la 1000 de cauciucuri care produc poluare când poate produce cum la Corbasca în 2 ani de zile. Într-o noapte faci prostia asta, dacă pui un fel la uscat pe o culme, dimineața le găsești negri. Sau ai să te trezești cu alte lucruri. Dar nu suntem conștienți, nu ne interesează decât să fim noi atunci în noaptea aia euforici și să sărim într-un picior. Că vezi, Doamne, am ars lucrul rău și am rămas noi cu mai rău decât am ars, că am rămas cu toxicitatea aia pe care o produce un cauciuc care are. Tradiția, da. Păi tradiția voastră mâine în pădure, să aduci nu spune niciun pădurar nimic, dar să aduci vreascul din pădure și fă un portar mare până la cer. Și îți dă toată lumea, vă să supraveghem și noi, că am făcut până la urmă, le-am dat voie, dar tot cu cauciuc. Sper, dai voie și ei, nici frunză acum din pădure. Da, după lege așa este, dar nu cred că trăim noi cu legea în mână și facem dreptate pe unde trecem. Toată lumea e o înțeles. Zici că nu mă joarți cofără, atunci intrăm fără probleme. Timpul nu exista cauciucuri, așa că tradiția țocolea. Am fost vizitat de directorul tehnic al societății care a câștigat licitația pentru drumul de la Roboaza. Acum discutam, dar lui urmează să primească pe aia săptămâna asta, vorbim voi de la începere, așa că să înceapă lucrările și acolo să... Oamenii sunt din Vaslui, au spus că lucrează numai pe drumul județenii și că lucrarea este ușoară și o să termine repede. Sperăm să întâmple lucrul ăsta, să-i vedem la lucrul ăsta și să ne bucurăm și capătul ăla de drum făcut, așa încât să nu mai existe suspiciuni, că doar vorbim și nu facem. Și
din nefericire sunt programate oameni care vorbesc lucrurile astea, dar le văd și nu le cunosc mulți dintre ei, adică sunt lucruri care se fac și nu se fac ușor. Trebuie să înțeleagă că implementarea unui proiect și noastră durează de la 2 ani înainte și nu e ușor și sunt atâtea de mersuri de făcut și sunt atâtea lucruri de încărcat, așa încât urmează pentru vara asta, în iulie, avem o sesiune de finanțare pe AFIR pentru drumuri locale. Deja am dat în evaluare ce avem proiectat noi și aprobat, dar și indicatori, sigur, o să fie actualizați la momentul respectiv. Finanțarea o să fie de 1 milion de euro, nu o să fie foarte mare, să vedem ce drumuri selectăm ca să putem moderniza. Margina de la Energic către drumul județean. Este proiectată, la să știți. Dar avem, suntem la Dali, la faza Dali. Acolo trecut toate mașinile grele, care au distrus locuințele alea în zonă când s-au făcut drumul județean. Acolo era. Apoi mai avem un lucru, pentru că bugetul local ne permite, din analizele noastre, să mai facem vreo 2 km pe ulițele din comună. Și am dat la proiectare să ne fac un draft de buget, așa încât să putem avea indicatorii tehnico-economici contrați, putem aproba și dăm drumul la lucrări de proiectare și de... Dar vreau să fie proiectare pentru execuție, să scoatem la licitație, vedem cum facem să putem până la sfârșitul anului, dacă ne ajută Dumnezeu să dăm drumul la treaba asta, să facem. Ce mi-e interesant? Ar trebui o întrebare cu drumul ăsta, cu crăpăturile, ați mai vorbit cu domnul? Mihai a vorbit, dar o să trebuiască să intervenim, că în momentul ăsta, eu m-am uitat că s-a extins problema, s-a dus până sus, a ajuns până aici la Șușulete. Am vorbit cu proiectantul, am fost cu dumnealui pe drum și prognosticul e unul nu foarte îmbucurător pentru noi. E o mișcare de falii acolo. Sunt foarte multe izvoare în versantul ăsta pe care îl avem în stânga spre Băcei. Și se pare că puiul ăla de cutremur care a fost a declanșat mișcarea asta de... O să vedem, acum sperăm, suntem în observații să vedem ce putem face. Acum dacă torni, știi, dacă torni asfaltul este asta și o să înceapă să... Nu, nu e o șmoală ceva care o pune ăștia, mai văd. Nu, nici măcar nu e pe mijlocul drumului, dacă este. E undeva mai în partea dreaptă cum mergem sus. Da. E deplasată la centrul drumului spre... Da, e un fenomen de alunecare. Doamne, face un proiect de mare de reabilitare a drumului Vorbasca către... Rogoaza, începând de la Berlă până la ieșire din sat. Tot cu fonduri europene. Absolut, o să urmărim ce oportunități apar. Poate stabiliza drumul pe ambele părți și râpa să nu mai oaia la mare, că asta e. E atât de necesară lucrarea asta, încât cred că trebuia luată ca și lucrare de poate. De la asta trebuia să începe. Râul ăsta e bun pentru comun, așa că o zonifică zona, dar adâncindu-se o să producă atragerea malurilor spre Albie și nu e deloc. Oamenii înainte făceau și vorbeam cu bătrânii satului, în fiecare primăvară se duceau în pârâu și făceau dincă din alea cu pai, cu, da, tot în ideea puterii adâncirii pârâului. Pentru că la Neaz Gheran, acolo la v-ați uitat în grădină și îți strică să stai în casă la el. A plecat malurile sau să-ți grădina aia sub. Și nu mai facem lucrurile de astea. Noi nu mai facem, că na, suntem comoși și așteptăm să poate vine ploaia și ne aduce aluvion ca să ne umple găurile astea de... Părul o să adâncească, el evoluează, sigur că da. Băgând gunoaie, dar nu băgând gunoaie. Da, gunoaie, da, plastic, cauciucuri, care țin la tăia Dumnezeu să nu se ia de bună viață. Poate mai editați. Vine doamna Samson direct la mine. Mai... Dar ce faci, domnule? M-a dat, dai sfaturi de astea la oameni. Da. În rest, toate perspectivele sunt sănătoase. Urmărim și programul ăsta național, strategic, care are o grămadă de oportunități. Înceapă PNRR-ul cu ce mai poate apărea. Avem două astea sunt aprobate. Adică, practic, numai ăsta l-avem aprobat cu centrul ăsta de colectare prin acord voluntar. Avem depus și asta cu educația, pe componenta C15. Vedem ce mai apare, care ar putea să se plieze pe interesele noastre. O să vedem pe mediu dacă...
Dar finanțarea o să fie grozav de mare pe amenajarea podiului, pentru că e distanță mare și lucrările sunt extraordinar de scumpe. Uitam la, doar la reparația aia la Roboaza, dacă vă duceți să vedeți că nu mi s-a părut glumă, practic, dar amploarea lucrării este una de bani mustare. Adică, dacă nu eram Consiliul Județean, eram sponsorați de un fir de păianjen și poate ne negam la prima baltă. E o investiție care ți se pare derizorie. Era ce faci? Ai tăiat un... au scos mii de metri cubi, mii, sute de mii de metri cubi de pământ care trebuie să facă loc lucrării. I-am început să contureze deja, o să... vă rog să mergeți până acolo în zonă să vă uitați. Am mai întâmpinat probleme și din partea oamenilor care au fost săracii. Ei așa au trăit, au zis că, domnule, părâul e al nostru. Și a început toată lumea să ceară lemne, să ceară drepturi, să ceară strâmburi. Și tot discuții, dar am pasat cu ce am putut, am dat cu, eu știu, tot felul din bolsămători și am mai închis discuțiile. Omul, dacă, bă, la limita proprietății, acolo se ternă gardul, dai gard, dincolo e alvea majoră, care ia primăriei, alvea minoră, e apelor române. Dar noi nu putem face investiții fără să avem proprietate pe, sau acceptul celor care gestionează. Și atunci, na. Nu, că eu am dincolo, până în malul celălalt și toți copacii sunt ai mei. Bună, uite, o să punem un proiect, sunt prins și plantații de sau câmi, adică nu o să rămână așa, sub nicio formă. Și rămână ai martagă să stai la umbră, să-ți crește albine aici, că o să înflorească, să fie frumos. Da. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem, suntem obligați. Eu cred că era necesar, pentru că acolo, dacă avea să vă duceți înainte de a se proiecta, e un naștere efectiv pe locul ăla. Acum e un drum asfaltat, un drum cu un pod sănătos, să face și lucrarea asta care nu o să mai pună în pericol siguranța drumului respectiv, care e investiție europeană și na, au fost pretențiile lor. Și obligațiile noastre și Dumnezeu ne-a ajutat de am reușit să obținem finanțare pentru mie trebuiau bani mai mult pentru aici, la Fofichii, parcă mai tare mă încălzeau acolo, dar dacă și din Coroții, păi trebuie să vedem. O să face așa aici, o solicitare să vedem ce facem. Că cei care erau datori și am câștigat în instanță împotriva lor, au venit să le ceară tot nouă bani. Astăzi am depus o plângere penală pentru nerespectarea hotărârii judecătorești. Sperăm să dea domnul procuror drumul la hârtii ca să putem să soluționăm într-un fel sau altul. O să vorbesc cu domnul avocat să facem și o executare, dacă ce să facem? Trebuie să câștigăm cumva în instanță drepturile. Pentru că dacă e o hotărâre de instanță, eu zic că scrie clar, ai obligația de a face. Nu, nu, că te vizui prea mare, că și ce l-am făcut eu, de ce n-ai făcut atunci cum trebuie, dacă... Că să dați dumneavoastră, pe eu nu dau de la mine de acasă mai aici, e vorba de lege, banii ăștia sunt chipzuiți, sunt puși acolo, sunt aprobați, cum să-ți dai eu bani? Bani s-au dat, când ai făcut prostii și acum suferim cu toți. Da, cam asta este. Ok, punem la vot proiectele de hotărâre. Cine este pentru? Primul este aprobat, da? Ăsta, președintele e aprobat. Proiectul de hotărâre numărul 42, privind aprobarea de... Noi, că știu. Da? Da. Cine este pentru? Mulțumim. Proiectul de hotărâre numărul 44. Cine este pentru? Mulțumim. Proiectul de hotărâre numărul 45. Cine este pentru? Mulțumim. Proiectul de hotărâre numărul 46. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 47. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 48. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 49. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 50. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 51. Cine este pentru? Mulțumesc frumos.
vreau să rețineți că în planul național strategic sunt o grămadă de fonduri care se îndreaptă către micii fermieri. Mihai, vă stați de vorbă cu băieții tineri care sunt interesați. Micii fermieri, de o instalare atât la noi fermieri, care l-am văzut și sunt bani, e păcat să, dacă pot accesa, e păcat să nu intre să... Asta cu instalarea tânărului fermier, o chestie așa, o denumire. Păi nu-i tărânsa, da, dar poți accesa ceva, nu are nicio treabă. Te întoarce pentru o virgulă. Nu poți, așa e, avem...